Dumnezeul nostru, cu doamna acum și curvea și întregi vecii lor.
și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Să sporească spre toată fapta bună și binefăcută ție
și să vadă pe fiii fiilor lor ca niște mărițe tinere de măslin în preciurul meselor. Și bine plăcând înaintea ta să strălucească precum luminătorii pe cer, pentru tine, Domnul nostru, căruia se cuvine slava, puterea, cinstea și închinăciunea împreună și Părintele tău celui prelegebor și Duhului tău celui de viață făcător, acum și curia și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coastă lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a vrut slavii tale, să nu fie unul singur pe pământ. Însuși ce am vrut să spune, din temână tare, Sfântul tău locaș și primește pe rogul tău valentin, roaba ta, Mariana, pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia. Unește-i pe ei într-un gând, încurmează-i într-un trup, dăruiește-le roadă, pântecele, dobândire de frunci buni, că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se cunună robrii Dumnezeu Valentin cu robrii Dumnezeu Mariana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robrii Dumnezeu Valentin cu robrii Dumnezeu Mariana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robul Dumnezeu Valentin, cu roaba lui Dumnezeu Mariana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Să se supună lui Hristos, așa
Orice om pune-n pe vinul cel bun și când a băut vin,
sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și cumplea și în veci vecilor. Amin. Dumnezeule, Cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat luna tuturor celor făcute de Tine și acest pahar de obște pe care l-ai dat celor care se însoțesc prin luirea nunții, binecuvintează cu bucovnicească Ta binecuvântare. Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Cea cu mânia
casă, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduielile legii. Așa binevoie Dumnezeu! Și că nu vă veți abate de la datoriile voastre niciunul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea într-o sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o dumnezeire și o împărăție. Să vă binecuvinteze pe voi, să vă dea vouă viață îndelungată, naștere de prunci buni, spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă învrencească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite. Pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților. Ale Sfinților de Dumnezeu încurunaților și tocmai cu apostolii împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Ucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dragii noștri, bucuria noastră continuă, pentru că și rugăciunea continuă. Am parcurs împreună momentele unice ale Sfintei Tale, tainea botezului pentru cea mică, iar acum am împlinit cu toții momentul solemn în care fiecare dintre cei prezenți au trimis un gând bun către cer. Gândul acesta bun al fiecărui, împreună cu noi, slujitorii Sfântului Altar, a fost ghidat către Marian și către Valentin și Marian. Și tot ceea ce am cerut noi, din toate rugăciunile din cadrul slujbei, și sunt sigur că fiecare dintre invitați, a fost ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze legătura dragostei dintre voi doi. Este o legătură pe care voi o cunoașteți, voi o simțiți și ceilalți o văd. Pentru că ați primit binecuvântarea lui Dumnezeu, ați fost cinstiți și sunteți astăzi cinstiți precum împărații, pentru că ați purtat cu nume pe capetele voastre. În afară de asta, sunteți cinstiți și vă cinstim pentru că ați avut curaj să veniți înaintea Sfântului Altar, să vă așezați mâinile peste Sfânta Cruce și Sfânta Evanghelie, care simbolizează tot ceea ce este adevăr și dreptate în această lume. V-ați plecat capetele în prezența nașilor și ați jurat înaintea Sfântului Altar că veți păzi această legătură pentru care toți ne-am rugat astăzi, până la mormânt.
și că o veți păzi dreaptă, că o veți păstra curată și neîntreruptă, și că nu vă veți abate de la datoriile voastre niciunul, nici altul. Și pentru că am folosit acest cuvânt, datorii, poate că în carte scrie așa, dar vreau să înțelegeți că între bărbat și femeie, în învățătura creștină este egalitate. De ce spun acest lucru? Pentru că știm cu toții că Dumnezeu a creat lumea și apoi l-a făcut pe primul om, l-a făcut pe Adam. Dar ce a spus apoi Dumnezeu? A spus, nu e bine să fie omul singur. Să-i facem ajutor potrivit pentru el. Și a făcut-o pe Eva, cuvânt care înseamnă viață. Înțelegem că femeia este ajutorul potrivit pentru bărbat și bărbatul este ajutorul potrivit pentru femeie. Suntem astăzi martori ai faptului că Valentin vrea să spună tuturor că Mariana este ajutorul potrivit pentru el. Iar Mariana a acceptat să-i fie ajutor și înaintea celor din jur și înaintea lumii a afirmat că Valentin este ajutorul potrivit pentru ea. De astăzi înainte nu veți mai gândi ca unul singur, veți gândi ca un întreg, nu veți mai gândi separat, veți împărți toate. Noi vă îndemnăm să nu uitați că viața este o luptă. Dar atunci când avem un camarad de nădejde lângă noi, totul devine mai ușor. Colaborați, cooperați și fiți camarazi în această viață, pentru că doar în felul acesta veți descoperi un lucru pe care nu mulți înțeles. Veți descoperi fericirea, pentru că ajutându-vă unul pe altul, veți descoperi că fericirea e de fapt aici, nu în altă parte. Și câștigând asta, ați câștigat totul. Rugăciunile noastre au fost unele mai lungi, altele mai scurte, dar, în esență, ne-am rugat la Bunul Dumnezeu și vă dorim, așa cum spune una dintre multele rugăciuni citite, rostite, și anume așa, să ajungeți bătrâneți fericite și să vedeți pe fiii fiilor voștri, împrejurul mesei voastre, ca niște mlădițe tinere de măsline. Să aveți parte de tot ceea ce vă este de folos în această viață, să aveți parte de ajutorul lui Dumnezeu și să țineți minte ori de câte ori norii se vor abate pe cerul familiei voastre, că astăzi ați venit aici dintr-un motiv. Să nu uitați motivul pentru care sunteți astăzi aici. Mai mult decât atât, să nu uitați motivul pentru care astăzi ați ales să aveți o pereche de părinți spirituali care deja știu ce înseamnă familia și înaintea lui Dumnezeu și-au dat un angajament. Dincolo de faptul că au câștigat o fiică spirituală, au câștigat, iată, v-au câștigat pe dumneavoastră, distinși nași. Înaintea lui Dumnezeu, sunteți părinții familiei care s-a născut astăzi. Veți fi ca și pentru cea mică modele pentru ei. Vă îndemnăm să-i sfătuiți. Vă îndemnăm să vă rugați pentru ei, să le fiți aproape și să țineți cont că flacăra de la lumânarea pe care o purtați în brațe, dumneavoastră distinsă nașă și dumneavoastră distinsă nașă, se aseamănă cu puritatea și curăția sentimentelor celor doi mici. Faceți tot posibilul să o păstrați așa. În afară de toate acestea, invitaților, cei care v-ați rugat împreună cu noi, să vă rugați în continuare cu cei doi mici. Vă urăm dumneavoastră, apoi dumneavoastră distinșilor noștri și vouă frumoșilor mici, să ne trăiți pentru mulți, binecuvântați, sănătoși și fericiți ani. Mulți ani trăiască!
Haideți să începem cu rudele prietenii mai apropiați, să poftiți, să lutați Sfânta Cruce și Sfânta Evanghelie, apoi mergeți să-i felicitați. Începeți cu rudele, apoi prietenii și cei care Să stingeți lumânările, da? Da.